Merită Domnul Iisus Hristos puterea și slava și cinstea, dar de ce include și înțelepciunea? Și cred că se leagă de ceea ce am spus azi dimineață și acum, atunci când te uiți la planul de mântuire a lui Dumnezeu, nu poți să vezi decât înțelepciunea lui Dumnezeu și a Fiului Său Iisus Hristos. Pentru că acest plan de mântuire nu se putea face decât de o ființă înțeleaptă, cum este Dumnezeu nostru, atot înțeleaptă. Ce este minunat este că Dumnezeu zice, vreau și voi să fiți înțelepți. Și spune Iacov, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea socială de la Dumnezeu, ce îi va fi dată? Dar socială cu credință, fără să se îndoiască. Și Dumnezeu îi va da înțelepciunea. Și ce este înțelepciunea acelei? Ce înseamnă să fii înțelept din perspectiva Bibliei? Înțelept înseamnă să te temi de Dumnezeu și să păzești poruncile Lui. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și n-am auzit. Și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Și cam aici ne-am oprit noi cu memorarea versetelor din câte știu eu când eram copil. Dar știți ce urmează? Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și ferește-te de rău. Asta înseamnă să fii înțelept. Domnul să ne ajute să fim înțelepți și poate este potrivit, poate să ne salutăm în seara aceasta cu acest îndemn. Să ne ajute Domnul să ne încredem în El din toată inima noastră. Și nu știu, poate ziceți, e prea, nu sună bine să-i zici celui de lângă tine, Domnul să te ajute să fii înțelept. Dar este o dorință bună, nu? Nu este ca și cum ai zice celui de lângă tine, nu ești înțelept și ai nevoie de înțelepciune. Toți avem nevoie de înțelepciune. Vă invit să vă ridicați și haideți să ne salutăm.